Bun găsit, stimați telespectatori. Iată-ne poposind în cadrul ciclului de emisiuni Comori ale Ortodoxiei de la Trinitas TV pe bătrânele plaiuri ale Maramureșului, un ținut încărcat de istorie și tradiție, un ținut care păstrează până astăzi valori deosebite de istorie, de cultură, de artă bisericească, de tradiții românești. Și dintre acestea toate, în cadrul emisiunii de astăzi, popasul nostru a ales, dintr-un început pentru dumneavoastră, Mănăstirea Sfântul Mihail Săpânt Saperi, care a renăscut pe pământ românesc în stânga a, Tisei, în perioada foarte aproape de vremea noastră, la sfârșitul secolului 20, începutul secolului XXI, continuând o veche, foarte veche uh, tradiție de viață monahală a Mănăstirii Perhi din Mara Maramureș. Maramureșul cuprindea uh, în timpurile istorice și teritoriul din dreapta Tisei, deci în partea de sud a Ucrainei de astăzi. Uh, o mănăstire despre care vom vorbi mai întâi, acum este firesc să evocăm Istoria impresionantă a acestei vetre monahale, și să prezentăm apoi și ceea ce s-a împlinit aici și se vede în imaginea de plan general a acestui popas al nostru, această minunată oază în mijlocul pădurii din săpânța Maramureșului, mănăstirea. Săpânța Peri, cum a intrat ea deja în conștiința colectivă. Avem așadar bucuria să vă prezentăm pe oaspeții emisiunii noastre, de fapt gazdele care ne-au întâmpinat cu foarte multă amabilitate aici la Săpânța. Mai întâi să vorbim despre părintele Grigore Luțai, parohul bisericii din Săpânța, un nume cunoscut în viața noastră bisericească și nu numai în general în viața noastră publică prin strădanile deosebite pe care le-a depus de-a lungul a peste un sfert de veac de a, a crea aici la săpânța a, comori ale ortodoxiei, de a continua tradițiile perioade anterioare și de a le da noi lumini de strălucire. Pe de altă parte, a, avem bucuria să fie alături de noi gazda de acum a Mănăstirii Săpânța Peri, Maica Stareță Agnia Ciuban, care în momentul acesta conduce opștea de monahii, care constituie viața însăși de zi cu zi a acestei vetre monahale. Vă mulțumim foarte mult pentru primirea pe care ne-ați acordat-o aici la Săpânța și nădăjduim că prin intermediul discuției noastre, vom putea transmite telespectatorilor ceva din bogăția aceasta de suflet care va animat de a renaște această vatră monahală și, în general, comorile, să zicem așa, ale săpânței, de a le prelua și a le duce mai departe. Așadar, Părinte Paroh, cred că ar fi mai întâi deosebit de semnificativ de a prezenta telespectatorilor noștri ce însemna așezământul acesta de la Peri la începuturile sale cândva pierdute în timpul istoric neconfirmate prin mari hrisoave domnești sau regale și așa mai departe, ci care sunt mărturii ale locului și ale tradiției despre viețuirea monahilor încă înainte de secolul al xiv lea pe locul pe care mai târziu a luat naștere mănăstirea cunoscută sub numele Sfântul Mihail din Perii Maramureșului, de, din dreapta Tisei. Da, ne aflăm aici într-un loc atât de frumos, am putea spune, locul cel mai frumos și cea mai frumoasă așezare din Săpânța. Suntem aproape de malul Tisei, pe malul drept, dincolo de Tisa, între Ucraina, și Maramureșul ne desparte ca și graniță apatisei. Tisei. A existat nu numai mănăstirea care într de recunoscută de Patriarhul Anton al IV al Constantinopolului la 1891, a existat înainte acestei atestări documentare, Sihăstrie foarte veche, de la 1200. Chiar pe moșia Drăgoșeștilor, așa după cum se spune, Averea lor și ei aveau reședința la Bedeu în apropiere și cu timpul au construit acea mănăstire de la Peri, dincolo de Tisa, unde astăzi sunt doar numai ruinile. A avut un rol foarte mare și important în, în, în istoria bisericii noastre. Un argument istoric, că noi am fost întotdeauna ortodoxi, și ne aduce mai ales că noi, săpănțenii, am fi fost, să zic, ca și un metoc al fi fiindcă suntem foarte apropiați de ruinele care sunt dincolo de Tisa. Ați evocat acest moment cu adevărat emblematic pentru așezământul monahal de la Peri, vechiul așezământ al mănăstirii Peri, acel. Tomos Patriarhal din 13 august 1391 al Patriarhului Antonie al IV-lea, care a fost dat în împrejurările în care Baliță și Drag erau, de fapt, nepoții celor din și Drag, Draguș, viitorul domn al Moldovei, al Moldovei, care pe la jumătatea secolului al XIV-lea, 14 al 14-lea, da, în jur de 1350, împreună cu fratele său, cu Drag, au fondat mănăstirea perdaariată la distanță de patru decenii. Nepoții lor au dus mai departe această tradiție a În ce împrejurări? Știm că urmașii lui Dragoș, prin urmașul direct al lui Dragoș, a fost Sas. Sas. Iar apoi Balc și Drag, aceștia au fost alungați în Moldova în urma descălecării lui Bogdan din Cuhea Maramureșului, deci un voievod tot din părțile acestea la 1359. La 1365, regele Ludovic I de Anjou dădea o diplomă de întărire pentru acești nepoți ai lui Dragoș, Balc și Drag, practic exproprindul pentru faptul că a creat la răsărit de Carpați un stat independent, îl numea pe Bogdan Voievodul Infidel. Această denumire de Voievod Infidel reprezenta de fapt pecetea de independență asupra statului moldovean. Sigur, nu s-a gândit neapărat la această regele Ludovic I de ajut, dar noi înțelegem foarte bine că din această exprimare era considerat de către el teritoriul Est-Carpatic un teritoriu pierdut pentru Corana Ungariei. Și atunci îi ia moșiile lui Bogdan din Maramureș, le dă acestor nepoți ai lui Dragoș, fiului lui Sas și aceștia vin în Maramureș și continuă activitatea actitoricească. Poevoța e Maramureș și aproape 30 da. de ani. da. Așa. De deci ce ei sunt la distanță de 40 de ani, de ce erau în viață, printre alte lucruri pe care nu e cazul să le evocăm acum, că n-au lucrat numai aici, au lucrat și la Eud și în alte părți. Aici s-au gândit la, la perii din dreapta Tisei, unde era mănăstirea ctitorită de uh, uh, bunicul lor, să îi dea un statut de mai mare însemnătate. Asta însemna foarte mult în vremea aceea. Să nu fie supus altor jurisdicții străine, în de aia contextul sau de în care, Da, era și uh, această uh, uh, necesitate de a păstra tradiția ortodoxiei. Au mers la Constantinopol, drag de fapt din încredințarea și a fratelui său Balc, a mers la, la Constantinopol și acolo uh, la Patriarhul Antonie a obținut. Cu confirmarea soborului al sinodului uh, patriarhal, această confirmare a statutului de Stavropighie. În uh, aceste împrejurări, documentul patriarhal îi de conferea uh, noului uh, așezământ monahal devenit Stavropighie. Un statut special. Era vorba de și acestui prim egume din vremea aceea, Pahomie, care era, să era de din neamul exact Drăgoșeștilor. Ne spuneți în, în câteva cuvinte ce însemna acest statut de exarh patriarhal? Exact patriarhal, care era peste aceste Egumene locuri, exact, exact, dar aproape un rang de episcop, dar fără dreptul de a hirotoni preoți. Semnificativă este rezistența românilor din această parte a țării sub aspect bisericesc și Periu a făcut uh, mult din punctul acesta de vedere ca uh, vatră de păstrarea tradiției românești și ortodoxe uh, în perioada de la sfârșitul secolului al XVII-lea și primele decenii ale secolului al XVIII-lea când uh, uh, Uniația a creat un nou uh, cadru destul de complicat pentru păstrarea ortodoxiei românești și au fost atunci câțiva episcopi emblematici, Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul, da, care... care a fost închis în cetatea Hustului, Iosif Stoica era el numit. <coughs> dar, dar Iosif Mărturisitorul, care într-adevăr a fost un adevărat erarc, păsător al credinței pe aceste și locuri. după el a fost iarăși un episcop... Cu un aspect deosebit de interesant în viața lui, și în păstorirea de aici. Iov, circa, el a fost antrenat, s-a înrolat în mișcarea aceasta a lui Francis Racoții al II-lea de la începutul secolului al XVIII-lea, încercând să susțină această independență a Transilvaniei față de coroana maghiară. Lui au mai urmat încă vreo, vreo câțiva ierarhi. Serafim de Petrova, Andrei, Dosoftei al II-lea, Teodorovici și Gavril Ștefanca de Bârsana, cei care au păstorit scurte răstimpuri până la 1732. Acesta este un an care merită să fie reținut, pentru că în acel an, în urma unui conflict militar, s-a hotărât, în pacea încheiată în acel an, ca maramureșul să fie rupt de la Transilvania și dat. Uh, Ungarii. În acel moment uh, s-a deschis practic direct uh, posibilitatea de intervenție uh, care s-a și materializat de atunci uh, a trecerii oarecum forțate a Bisericii din România, la, la, la Uniație uh, și uh, Mănăstirea din Peri a avut, din păcate, de suferit în mod direct din punctul acesta de vedere. Mai întâi, la începutul secolului, chiar la 1703, primii ani ai secolului XVIII, pentru faptul că Iov ca se încadrase în mișcarea lui Francis Racoții, a fost o primă distrugere a mănăstirii, care s-a definitivat, am zice, de către vestitul, nu cu nume de bună amintire, general Adolf Bukov, la 1761 și care practica ras Au rămas doar urmele pe care roinele care sunt acolo acum la a fost o scurtă incursiune pe care am încercat o acum în câteva minute, dar care iată constituie fie și în trecerea fulgurantă așa prin veacuri, expresia acestei Dureri sufletești amestecată cu stăruința de a-și păstra legea strămoșească a românilor din Maramureș. Ceva de genul acesta sunt convins că va a animat în momentul în care a spornit lucrarea de renaștere a perilor aici, la sud de, de Tisa. Poate că ar fi interesant să evocăm în continuare chiar aceste momente speciale cum ați ajuns la acest gând, cum ați purces la lucrare, cum se desfășoară lucrurile în anii aceștia de la cum până secolul 20-21. Spuneam așa că Dumnezeu m-a rânduit să păstoresc această localitate, Parohie Săpânța, și mi-am dorit din totdeauna să fiu ctitorul unei biserici noi, biserici de mir, dar Dumnezeu a rânduit o taină de nepătruns al lui Dumnezeu să fiu ctitorul unei mănăstiri, aici pe Malutisei. Și citind istoria lui Silviu Dragomir, marele istoric, istoria dezrobirii religioase a românilor Transilvania, contadevăr adevăr știm Uniația 1699-1701, deci trecerea forțată la Uniație, ceea ce vedem, săpânțenii au trecut aproape cu un secol mai târziu la catolicism, încă o localitate, Rona de Jos. Au rezistat, trecerea lor la catolicism. Deci, și asta m-a făcut fiind aproape pe granița aceasta, cunoscând... Se știe și sper... că în secolul XVIII chiar înainte de misiunea generalului Bucovii s-au încadrat așa cu foarte multă determinare în acele mișcări al lui e, Visarion Sarași, și mai ales Sofronie de la Cioara. Deci și-au manifestat dorința de păstrarea credinței ortodoxe care a contribuit mult de fapt la, până la urmă la... deși Periu a fost distrus ca mănăstire la uh, acceptarea de către Viena a, unei episcopii, a unui episcop ortodox, fie și de neam sârb, cum s-a întâmplat atunci după 1760, devenit apoi la începutul secolului XIX uh, uh, episcop român primul, uh, Savu Moga. De cele. Da, și mai ales că săpânțenii au fost foarte aproape și dacă din punct de vedere geografic, deci foarte aproape sunt ruinele dincolo de Tisa. I-au dăruit bisericii din Perii foarte multe moșii, printre care aveau și o moară în partea aceasta, care se vede și acum pe râul mor, erau cu două roți de moară. Deci Săpânțania au fost aproape de călugării de la Mănăstirea Perii. Deci primele scrieri românești, dacă ne gândim la 1991, sunt vestitele acelea manuscrise care s-au păstrat în diferite colecții, care le-au și dat numele, Psaltirea Șcheiană, Psaltirea Voronețeană, da. Hurmuzachii, Psaltirea Hurmuzachii, da, foarte multe Voronețean. cărți s-au tradus la per. În la așa uh, denumire generică de manuscrise rotacizante, poate că ar fi bine să ne mai apropiem de uh, locul pe care v-ați gândit să-l alegeți și unde ați pus sapa în pământ, ca să zicem așa, pentru începutul vetrei săpânsei perilor. Da. Îmi amintesc cu drag de ziua din 2 iunie 1991, când am venit cu toți credincioșii de la biserică de dimineață, la orele dimineții, Însoțit fiind atunci, cred că a fost răzit de Dumnezeu, părintele profesor Vasile Mihoc de la Facultatea de Teologie din Sibiu. A poposit câteva zile în parohia noastră, în, la biserică, și am spus gândurile, că dorința care avem și a spus părinte, nu mai amânați, cred că e de la Dumnezeu, sunt și eu aici și ne îndreptăm. Am venit cu steacule, cu praporii, Sfânta Evanghelie și nu știa absolut nimeni din parohie ce se întâmplă aici. Era pădurea deasă, cu spini, deci ceea ce vedem acum. Cum ne-a Dumnezeu, am ocolit prin pădure și chiar în apropiere aici, lângă un stejar mare, era un, o piatră mare. Mă amintesc mereu când părintele s-a urcat, cum este înalt de statură, așa, s-a urcat pe piatră, parcă îl vedeam undeva sus, pe tabor, și a predicat mulțimii să sfințește acest loc pentru mănăstire. Toată lumea a rămas impresionată, mirată. Acesta a fost gândul meu. Ne-am dorit întotdeauna o ctitorie a unei biserici. Deși unde am fost preot înainte de 90, am restaurat două biserici, dar ca să fie de la iarbă verde ceea ce s-a întâmplat aici, mai ales o sfântă mănăstire. Dorința atât de mare ca să rămâne păsători ai drepte credințe ortodoxe. Știind vitregiile vremii, istoria dincolo de Tisa, mănăsirea Peri, am putea spune o reînviere a fostei savopighii voievodale în această grădină. Deci se spunea și se spune și acum livada bisericii. Așa că în anumite 90, părinte, asta e morșia noastră biserici, bisericii lăruită de părinții strămoșii noștri, o suprafață 21 de hectare și bine au făcut chiar pe vremea comuniștilor, am putea spune, au păstorit-o Rom Silva și au îngrijit-o. Iată un par dendrologic așa mai mic, 21 de specii, mai multe de arbori, arbuști. Dumnezeu ne-a rânduit și reamintesc și îl voi reaminti câte zile voi avea pe acest arhitect Cordoș Dorel, venind de la București, așezându-se în și istoric la Sigătul Marmației, ne-a dat acea speranță și nădejde parcă să ne renaștem din nou bisericile vechi. Fiindcă noi vedem foarte multe biserici din inox au atâtea, să zic, nu e arhitectura, care aveau bisericile vechi. Și am dorit această mănăstire din lemn. Și l-am ascultat și iată ceea ce a ieșit. Are o, deci este structurată pe trei nivele. Demisolul, care e creația dânsului, deși văzând eu mă asculta o biserică la Tesalonic, dar așa am dorit, părinte, zic să fie înaltă și frumoasă. Asta mi-a fost... Dimisiunea uh, de altfel este uh, socul soclul, bisericii, da. este din piatră de râu, iată... Și în o, uh, piatră de râu adusă chiar de aici, de la Săpânța, biserica din lemn în sine, deci pereții cei groși, sunt aproape sute de metri cub de lemn de stejară. Avem acea scară care are peste 8 metri cubi, care se urcă dălturit. Au fost de două ori, dar am dorit-o și mai mare să fie, fiindcă meșterii de la Băsana, a zis Buga Ioan cu cei trei feciori care au construit Bărsana, zeci de biserici, troițe. Acest altar de vară, când eram cu domnul arhitect și îl prețuiesc, și domnul arhitect, așa cum are barba dânsului, discutam, exprima altarul de vară, era și... Un și Ion de la Bărsana care, ce părinte, ori e o arhitectu, eu o văd gata, fără niciun desen, acest altar. Deci, oameni hărăziți, dăruiți de Dumnezeu. Că de fapt, continuați și acum cu niște meșteri din aceștia, da, la dăruiți de Dumnezeu din... la Biserica din cinta Cimitirului Vesel. Dumnezeu mi-a rânduit ca să fie Cisar deci Ioan cu fiul lor, care și acum lucrează, am niște meșteri de la mănăstirea Rohia, născut în zonă, domnul Tira Petre, care toate catedralele aproape din Transilvania, la Orade și în alte locuri, iată, așa, Dumnezeu ne-a dăruit și pe acest și Lucian, alpinist, care a urcat singurul să așeze crucea în vârful bisericii, de la săpânța și țigla și celelalte. Deci, așa ne-a rânduit Dumnezeu. Și bunii credincioși care ne-au ajutat aici, gândiți-vă că era bucătărie, o bucătărie așa, deci improvizată cu, cum am putut și aici aduceau femeile din sat pe rândul satului mâncare cu așa și de aici mi-a pus jerfa și mi-a fost drag împreună cu Copiii mei, Claudiu, care e preot în America, Justin, care este preot cu mine, am curățat cu oameni de pe Valea Ize, toată pădurea, am defrișat, deci ne-am pus toată viața și sufletul pentru această mănăsire. Deci, iată și trifazii cu care l-am adus de la sighetul marmației. Deci, un, un român bun, era șeful circulației României. Amintesc numele, că este pensionar generalul Nicolae Vramescu, născut din Covazna Harghita. Și admirând locul acesta, părinte, cu ce vă ajutăm? Discret atunci, venind și am adus curent. Deci, nu uit niciodată asfaltul care s-a făcut iară, să zic, Până aici, aici la Săpânța. Aștirea, da, și un drum. Cel, un nou drum... Și foarte potrivit pentru afluxul de, afluxul, de aleia care, avem, care avem, avem când se intră în partea aceea, toată aleia cu meșterii de aleia din piatră, fiindcă noi avem aici cele mai frumoase, zic, piatră pentru pavaj, meșterii au fost de la Vicovu de jos, de lângă Putnă. Deci am adus muncitori din Bucovina, de unde am putut, deci ceea ce vedem aici. Vorbim puțin și despre dimensiunile Dimensiunile bisericii are 75 de, de metri înălțime, cum spuneam, structurată pe trei nivele. Deci, practic, este momentul de față, cea mai înaltă altă biserică, biserică de lemn din Europa. din Europa. Deci, ca da, să simt. nu aducem laude, cea mai mare biserică de lemn din Europa, Crucea, care e executată de un grup de studenți de la Arte de la Cluj, foarte mult inox, aluminiu și multă foaie de aur care a fost pusă prin impresiune. Interesantă este această viziune a domnului arhitect Cordoș care a colaborat cu dumneavoastră de practic de ducere la un alt nivel a tradiției construcțiilor de lemn din Maramureș care devin în momentul de față și mai avem, o să mai avem prilejul să arătăm și în alte locuri, și la Bârsana, și la Botiza, și în alte părți, aceste volume extraordinare ale arhitecturii tradiționale maramureșene într-o nouă formă de expresie. În primul rând, sigur, este vorba de gabarit, de înălțime, da, sigur, dar și prelucrarea aceasta a formelor tradiționale acoperișul în două coame, cu acest pridvor foarte dezvoltat la primul nivel, dar avem și la etaj un spațiu foarte generos dezvoltat de domnul arhitect față de tradiție. Este un pas mare înainte, o învelire specială a altarului care vine din vechea arhitectura bisericilor de lemn maramureșene, foișorul de sus, care este și el o preluare, dar mai, mai extins chiar ca suprafață, este într-adevăr impresionantă. Da, și să, aș vrea să amintesc că în al preasfințului Justinian al Maramorii și a avut o mare bucurie atunci când am așezat piatra temelie. Anii următori, venind preasfințitul Justin Sigheteanu, tânăr, de foarte multe ori am slujit aici, Sfânta Liturghie, în timpul verii, care au venit din țara Oașului, din Maramureș. I-am adus aici, parcă veneam toată pădurea aceasta, în locul acesta frumos, care ne sprijină, sunt aproape și sunt bucuroși de acești loc. Care toate mănăstirile au frumusețea lor, dar când rosești perii, rosești ceva așa de suflet și legătura românilor. Când am avut Sfințirea de Misolului în 2003, am avut șapte erari, Dumnezeu să le ierte în altul, Bartolomeu, în altul Nathanael de la Detroit, în altul Iosif care a condus mitropolitul atunci, da, episcopii noștri amândoi, în altul Teodose de la Constanța, peste 100 și ceva de preoți îmbrăcați în veșminte, aveam niște boxe care spuneau românii, prietenii mei dincolo de Tisa, că s-auzea Sfânta Liturghie dincolo, stăteau pe malul Tisei. Deci a fost o sărbătoare frumoasă. La, era la sfârșitul lui August 2003, n-a durat mult când prea fericitul deci așa, teoctist, de așa a venit cu prefeștul Petros. Au vizitat Maramureșul și i-am aș așteptat călăreți mulțime multe de credincioși. Pe alea -am aceasta, -am pe aceasta au venit călăreții da, cu a până -a aici, am așteptat -a. și ne-au bine binecuvântat, să zic, și zic, ne-au lăudat, sau cum să spunem, <laughs> da. că aici, uite, ce, ce se ostănesc maramureșeni. Maica Stareță. Spuneți-ne cam care sunt cele mai importante părți componente ale ansamblului monahal în momentul de față. În primul rând ne bucurăm că ați ales să faceți această emisiune la mănăstirea noastră împreună cu Părintele Ctitor, care pentru mine este, cum să zic eu, este un model de, de preot cu atâta râvnă și cu atâta dragoste pentru biserică, așa, și pentru credincioși, așa și care a depus uh, o steneală deosebită ca să uh, finalizeze această lucrare care se vede acum. Așa, din toamna e, anului 2005 s-a pus început de viață monahală. am venit de la mănăstirea Prislop. Uh, la solicitarea celor doi episcopi ai noștri, Justinian și Justin, și a părintelui uh, paroh. Da, uh, poate că am venit mai cu strângere de inimă. M-am despărțit greu de mănăstirea Prislop și acum pot să zic că sufletul meu e acolo, dar m-am străduit să continui lucrările începute de Părintele Paruh, care a pus atâta suflet aici și am realizat și eu câte ceva. Ce se vede? Am continuat lucrările la Casa Monahală, la biserică, la demisol. Casa monahală este casa monahală. chiar în uh, casa monahală, bisericii. Da, autoamnă, aia e casa cu chelii, pe care o în momentul da, de Asta e casa monahală care se vede în față. Asta? Cealaltă A, e fii, casa cu chilii. Aceea am făcut-o prima dată. Și, și după aceasta aceea... este în lucru. Este, asta este în lucru, o da. construcție foarte frumoasă. Da. Da. În mare este... Da. Finisajele da. sunt aproape gata în și cu interior. Cu dar mai. Avem. minunată între arhitectura de zici și cea de lemn cu fleșa unui... Turn care Așa este. Reia și aici motivul acesta specific. Deci, am încercat să păstrăm tradiția, tot cu ajutorul Prezence domnului arhitect, da, Cordoș -Dorel, cu consultându-ne și cu episcopii noștri și părintele paroh. Deci, am păstrat, am păstrat arhitectura maramureșană și acum urmează să finalizăm lucrările la biserică. Și la Casa Monahală și dacă ne mai ajută Dumnezeu să facem o clopotniță la intrare și un muzeu micuț acolo în partea aceea, în pădure. În partea spre da. vest. Față da, de... și da. cam atâta. Dar, deci, e foarte important faptul că urmează să desfășoare lucrările de pictură în spațiul propriu-zis al bisericii. Da, în partea de, de nivel... sus care e biserica propriu-zisă însă aș vrea înainte de a încheia această prezență noastră aici pentru telespectatorii noștri să ne călăuziți pentru câteva momente și în spațiul bisericii de la Demisol, care este foarte frumos amenajat și unde slujiți în momentul de față și care este cu adevăr, funcțional. sufletul e flacăra de da. candelă pururea aprinsă odată cu da. Am prezența mănăstirii. aici, Am da, mănăstirii, da. Să Poftiți. Să nu uităm că protectorul acestei sfinte mănăstiri este Sfântul Arhanghel Mihail, mai marele cetelul îngerești. Și noi vedem pe icoane și sărbătoarea din 8 noiembrie, Mihail și Gavril, dar e foarte interesant să nu fie numai unul singur. Așa au fost și dincolo de Tisa, la mănăstirea Peri, Hramul, protector a fost Sfântul Arhanghel Mihail și a fost și protectorul familiei Drăgoșeștilor. Și biserica din sat, din incinta Cimitului Vesel, este ramul nașterea Maicii Domnului. Și nu uiți niciodată că așa mi-am dorit ca vinerea să fie înălțată Sfânta Cruce, unde a fost prezent preasfințitul Iustin, o mulțime mare de credincioși când se înălța cu acea macara care aproape la 100 și ceva de metri era brațul și aproape dusă în aer așa purtată peste tot și tot în Sfânta zi de vineri, am ridicat și crucea la biserica care se restaurează în cinta cimitului vesel. Vă mulțumim foarte mult pentru aceste cuvinte. Mai ca stareță, împărtășiți telespectatorilor noștri câte ceva despre frumusețea acestui loc unde ne aflăm acum. Da, deci ne aflăm în demisolul acestei biserici care s-a simțit în anul 2003 de către șase erarhi și aici se slujește. La ora actuală noi facem simtele slujbe. Are, după prundia la mănăstirilor. Are uh, atmosfera aceasta specifică a legăturilor noastre cu ortodoxia de dincolo de fruntarile țării noastre, ce spunea părintele paroh puțin mai devreme, este uh, arhitectura aceasta care amintește de spațiul balcanic de bisericile din spațiul grecesc în mod special și care se completează într-un mod așa de fericit cu, cu, acum, cu da. ceea ce reprezintă întreaga această construcție cu arhitectura acea nouă pe care o arătăm în imagini telespectatorilor noștri și care se va întregi cu pictura despre care da, ne, biserica -zisă de ne sus. vorbeați. Da. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru această mare ospitalitate care ne-a permis să prezentăm Mănăstirea Sfântul Mihail, Mănăstirea Săpânța Peri. Vom continua periplul nostru aici la Săpânța, Părinte Paroh, însoțindu-ne Sfinția voastră la cealaltă lucrare de suflet pe care o conduceți și pe care ați pornit-o după ce ați săvârșit aici un mare și frumos început la cum, titoria de la Săpânța Peri cu Biserica satului din... din, Cinta și Mitirului Vesel. Pentru a doua parte a emisiunii noastre de astăzi, ne-am uh, îndreptat, stimați spectatori, spre locul unde se întâmplă acum, în plină contemporaneitate, ca să zicem așa, în, chiar în momentul în care filmăm, o a doua minune a Săpânței, o prefacere a bisericii din incinta celebrului de acum de decenii, Cimitir Vesel din Săpânța. Este într-adevăr o lucrare de restaurare și de înfrumusețare, de îmbogățire a acestui Sfânt Lăcaș pe măsura celebrității acestui loc al unei tradiții recente, dar care se leagă foarte mult de tradiția istorică a acestui colț al Maramureșului. Așadar, părinte Grigore, v-am rugat mai întâi să ne spuneți pentru că sunteți de ani mulți parohul acestei vestite parohii din nordul Țării noastre. Cum era aici când ați venit Sfinția voastră Paroh și cum ați gândit de-a lungul anilor, începând de prin 1991, am înțeles din discuțiile precedente, și apoi în plină lucrare mai recent, prin anul 2008, prefacerea acestei biserici într-un fel în care dorim acum să-l prezentăm telespectatorilor noștri. Întotdeauna am adus mulțumirea lui Dumnezeu și nu am visat niciodată că voi ajunge să păstoresc într-un asemenea sat românesc pe malul Tisei, în țara de sus, am putea spune, a Maramureșului istoric, unde așa se spune, se pune harta în cui. Venirea mea la săpânță a fost cu un gând ca în această parohie să îl slujesc pe Dumnezeu și credincioșii pe care mi-a încredințat Dumnezeu am început această lucrare, Biserica din incinta cimitirului Vesel, în 1998. Biserica veche, atestarea e documentară de la 1886, dar se spune că a existat o altă biserică din Stejar, nu se știe atestarea documentare anii, deci o biserică destul de frumoasă care i s-a dat foc în ziua învierii Domnului la 1880. Legendele spun că i-au dat, să zic, vrăjmașii și foc, dar nu se știe exact cine i-a ars în ziua învierii. Credincioșii din Săpânța uh, au început să ctitoriască o nouă biserică din piatră. Pădurile multe care le avea proprietatea bisericii au fost vândute din banii rezultați cu munca lor. Au titorit în patru ani de zile o biserică din piatră. Au început la 1886 această biserică. Biserica a fost, să zic, în stil neogotic și arăta destul de frumos, dar am dorit la măreția Era acestui... în duhul, în duhul specificului specific, de secolul XIX. din secolul XIX, cum secol. sunt toate bisericile din Transilvania, și am dorit la înălțimea acestui cimitir vesel, vestit în țară și în lume, ca și această biserică să-i se dea o măreție atât în exterior cât și în interior. Am început lucrările de consolidare a bisericii, am intrat aproape 4 metri sub biserică, foarte mult s-a muncit, dacă ar fi, acum am spune că munca și truda și osteneala noastră și a meștilor ar fi fost pictată biserica aceasta, s-ar fi terminat cu, dar la restaurare Într-adevăr, este muncă mai multă. Am început să zic cu turnul care se înalță la 76 de metri. Ea a fost înainte la înălțimea de 24 de metri. Iată, am luat turnul jos, am venit cu contraforturi, am avut meșterii din Bucovina, partea de jos a bisericii cu ajutorul Lui Dumnezeu, arhitectul mult căutat și dorit, cel care a titorit și mănăstirea Săpânța Peri și mănăstirea Bărsana și alte locuri, iată, i-a adus o frumusețe la această înălțime, turnul la 75 de metri cu biserica, cele patru turnulețe, deci o biserică parcă în stil maramureșan. Aceasta deci este. acest turn clopotniță, aduce, să zicem așa, expresia arhitecturală a bisericii în concordanță cu tradiția maramureșeană, ceea ce vechiul lăcaș nu avea, nu că avea. era conceput în, altă, în alt stil. În alt stil. Așa, și pe de altă parte, sigur, înălțimea este pe măsură, este o înălțime care uh, e foarte aproape de ceea ce s-a întâmplat la Săpânța Peri, despre care am vorbit în prima parte a emisiunii, deci este cu un metru mai înaltă. Cu de un metru terenu. mai înaltă ca și mănăsirea de de Săpânța Peri. Pe n-a da. fost cumva o dorință omenească, ci eu zic e o taină de nepătruns al lui Dumnezeu, mai ales că suntem aici ca o stâncă în mijlocul valurilor, iubitor de glie, de neam, de tradiție, de credință ortodoxă, așa, am dorit să fie înaltă, fiindcă așa ne-a fost dorința, așa cum vedem și alte biserici de lemn din Maramureș. Și ați început lucrările când spuneați. În 1998, în, la început de toamnă. Cu Și, aceste consolidări. Aceste consolidări, rând, contraforturi exterioare, grinzile de sus, biserica se poate rostogoli aproape s-a muncit foarte mult și foarte mult fier, beton, echipe extraordinare care au fost recomandate de către Mănăsirea Pun, au fost recomandați meșterii și ei au venit parte de jos, ei restaurează aproape toate mănăstirile din Bucovina și i-am dorit aici și au venit la săpânța. M-am consultat oricând cu arhitectul. Și el a fost cel care a decis. Noi am dorit să fie înaltă, frumoasă, dar domnul Hrite Cordoș a spus cuvântul. Deci Dorel Cordoș, același hăruit arhitect băimărean care a Da, din sigetul Marmației. O să am avut și o să mai avem prilejul să-l pomenim aici da. în emisiunile noastre. Da. să-i dea pe o sănătate și... că a lucrat într-adevăr cu mult har. Și iată și aici. La... Da, și întotdeauna spunea că, Părinte Grigore, mă bucur că dumneavoastră mă ascultați poate mai mult ca orice care preo și maică, unde restaurez sau construiesc biserici din nou, l-am ascultat întotdeauna și am pus în practică cât s-a putut cu meșterii, cu muncitorii, ceea ce dânsul a așezat și a creionat ca să fie înaltă și frumoasă. În contextul prezenței noastre la Biserica cu hramul nașterii Maicii Domnului de la Săfânța, Am poposit, stimați spectatori, însoțiți, călăuziți de Părintele Paroh Grigore Luțai și într-un atelier aflat nu departe, pe Valea Marei, în Comuna de Sești, al maestrului Mihai Covaci, pictor-restaurator, pe seama căruia a rămas uh, o misiune importantă, aceea de restaurare a icoanelor din iconostasul bisericii, datând de la 1886. Este o expresie a grijii față de zestrea acestui uh, lăcaș uh, sfânt din diferitele sale perioade de istorie, în cazul acesta față de o serie de picturi, mai multe icoane care aparțin acestui iconostas și care aparțin chiar etape inițiale în care a fost înălțată această biserică. Părinte Grigore, v-aș întreba întâi pe Sfinția voastră cum a pornit această grijă pentru ca unele dintre cele mai semnificative elemente ale lăcașului existent înainte de începutul acestei lucrări de prefacere să fie restaurate și puse în valoare în noua haină pe care o îmbrăca lăcașul după lucrările pe care le executați în perioada actuală. Deși biserica nu este monument istoric, cum știm de la 1886, Catapetează are frumusețea ei extraordinară și oamenii se lega sufletește. M-au întrebat de multe ori, părinte, aveți libertatea de a o a desfășura aici, așa cum doriți, cu arhitectul, cu cei oameni de suflet, dar dacă s-ar putea să rămână, suntem legați ori de câte ori venim la Sfânta Liturghie, la slujbe, privim altarul și sunt obișnuiți de copii mici să vadă catapeteasma și icoanele învechite, să zic aproape că nu se mai cunoștea. Pe ele aveam și un. Aici am adus la domnul Mihai și un. Amvonul care îl avem acolo sus, ușile împărătești, catapeteazma este destul de mare, așa și arată frumos, ea va fi, să zic, învelită cu foiță de aur și aceste icoane care sunt aduse aici, e darul lui Dumnezeu că aici în Maramureș, dânsul vine de la București, atelierele care le are cu restauratorii, să le așezăm în primăvară acolo la locul lor. Vă mulțumesc foarte mult, maestre, Mihai Covaci, Vă rugăm să ne împărtășiți câteva din lucrările mai semnificative pe care le-ați întreprins. Deja, după cât te putem vedea și prezenta și telespectatorilor noștri, cele mai multe dintre icoanele catapetezmei au trecut deja prin procesul mai complex de restaurare. Ne spuneați înainte de filmare că ați păstrat în mod special icoana de hram a nașterii Maicii Domnului pentru a putea exemplifica stadiul în care ele se aflau înainte de procesul de restaurare și lucr -ă, lucrările mai importante pe care le-a Sigur, adus. asupra icoanei am intervenit, pentru că, în primul rând, ele erau atât de angrasate de murdărie, de fum, de lumânări, de, erau multe rupte. Chiar o să vă arăt, a trebuit să le conservăm, să, să consolidăm stratul pictural, după aceea să lucrăm asupra lacunelor am păstrat, intenționat am lăsat, că știam că veniți la filmare doar zonele de intervenție care urmează să le aduc la același ton, tonalitate de culoare, sigur în momentul în care va fi restaurată, după cum se văd în celelalte icoane, nu se va observa însă primul strat l-am lăsat ca să vedeți cât de distruse erau și aici se vede într-adevăr o suprafață cu lacune cu, cu lacune semnificative. semnificative această icoană este în stadiul de, de ultim să spun, în care voi veni și voi complecta, voi uh, uh, interveni cu culoare și voi aduce la aceeași tonalitate, în așa fel încât să nu se vadă intervenția de restaurare, ca lucrurile să fie perfecte. După aceea, Iconostasul, uh, uh, lemnul este un stil neobaroc foarte frumos și un ansamblu, va fi un ansamblu foarte frumos când va fi gata, că vom, îl vom polei și îl vom colora în așa fel încât să-l aducem la stadiu care, cum se făceau iconostasele... De inclusiv baldachinul de deasupra Bine Sfintei Bineînțeles, bineînțeles. Acolo vom, împreună cu Consiliul Parolic, cu Părintele, vom stabili, pentru că sunt patru scene care trebuie să le facem pictură din nou. Am mai făcut pictură din nou la, la Sfinții Evangeliști care a necesitat. La ușile împărăte, trebuie să facem pictură din nou și la crucea de răstignire care vine deasupra iconostasului. Însă o vom face în acel stil și încât să nu se observe și să nu fie probleme că n-ar fi același stil și că ar fi diferit de ce s-a întâmplat la săpânța în 1889-86 când s-a făcut aceste icoane. Am pășit acum mai în apropierea Sfântului Lăcaș pentru a vă prezenta mai din apropiere, stimați spectatori, aceste frumuseți cu care se împlinește lucrarea aceasta cu totul deosebită pe care o păstorește aici la săpânța părintele Grigore Luța împreună cu feciorul Sfinției sale străduindu-se să dea și acestui colț de țară, Maramureșului în ansamblul său și am zice României în întregul său, o nouă bijuterie care să rămână dăinuitoare peste veacuri, mărturisitoare a credinței și a dragostei de frumos și de ortodoxie a generației actuale de trăitori ai obștii săpânței, și a întregului Maramureș. Părinte Grigore, vă rugăm să ne povestiți mai departe ceea ce am început în prima parte, cum se împlinește în primul rând proiectul acesta la exterior și apoi vom vorbi de celelalte aspecte care privesc restaurările și prefacerile înnoirile din spațiul interior. Da, am început exteriorul și noi observăm aceste contraforturi care nu le avea biserica veche înainte, noi le-am așezat prin aceste lucrări exterioare, sunt 14 contraforturi, ceea ce le au mănăstirile din Bucovina toate și dă și o frumusețe exterioară, o arhitectură. Se da. combină și cu expresia nouă a ferestrelor care cu acele ogive ogive de goticul moldovenesc al gotic, perioadei, moldovenesc, clasice, din perioadei clasice 15, da și avem da. ceva și chiar acoperișul dacă vorbim de cele moldovenești mărăsile din Bucovina puțin evazat, deci avem și ceva suntem foarte legați aproape de Bucovina e normal. Și este să o fie. sinteză practic în expresia plastică bisericii în forma în care a fost proiectată și va arăta în final între Tradiția maramureșeană și tradiția zonei învecinate a Bucovinei de care Maramureș a fost atât de mult legat. Legat. Doar historii. ne sparte prislopul, muntele. Exact, și da. când e dragoste și iubire, nu ne poate ne spăți nici vântul, nici valurile. Exact, Suntem de că... aceeași credință, românii, mai ales că maramureșenii sunt dragi, mână din Bucovina sunt niște odoare sfinte. Ce puteam noi să, așa? să facem pentru acest exterior, mai ales consultându-ne cu domnul arhitect. Reamintesc Cordoș și mai ales Dumnezeu ne-a ajutat ca să să ne înfrumuseze acest loc domnul Virgil Moraru care are această firmă de pictură în mozaicuri care mi-a spus părinte îmi doresc cu orice presc această biserică din Săpânța să fie un al doilea voronez. Nu vrem să fim nici paranoici, nu ne boala înălțimilor. Cine dorim să, să fie o frumusețe în mijlocul acestei localități și acestui vestit cimitir vesel? Iată că aici, pe aceste contraforturi, așezăm, nu sunt chipurilor unor credincioși, nici mai tineri, și mai în vârstă din această comunitate. Sunt chipuri de îngeri, care au îmbrăcămintea tinerilor din săpânța. Deci iată de la începând din pruncie, de la trei anișori, patru anișori, așa cum vin la biserică, dumii sărbătorii în de sărbătoare. Dacă ne gândim, biserica este frumoasă ca și construcție în sine, din piatră, din oțel, din lemn, dar la temerea bisericii sau biserica vie, sunt credincioși. Iată că în exterior, am venit cu acest port și de vară și portul de iarnă, cu îmbrăcămintea aceasta frumoasă. În partea aceasta este da. portul de iarnă și... Portul, da. Și avem, începând partea de sus, acolo, începând cu Constantin Brâncoveanu, cu fiii săi, cu sfenicul Ianache. Ce era mai frumos pentru noi ardeleni din Maramureș, apărător al credinței și un imbold ca noi, din această generație, preoși și credincioși, să rămânem și chiar cu prețul vieții să ne apărăm ceea ce ne-au dat și ne-au lăsat cu sfințenie. Iată, am așezat mozaicul aceste frumoase. Îl avem aici pe Oprea Miclăuși, care e mort, deci așa, din mărginimea Sibiului. Avem pe Ștefan cel Mare, legătura aceasta noastră cu plecând Drăgoșești, Moldova. Avem pe preot Ioan din Gale și avem Sfinții Năsăudeni. Toți aici avem Sfântul Sava de la Buzeu. Bineînțeles că vom avea în față pe episcopul care a fost la Peri, care a suferit și a fost întemnițat, Iosif Mărturisitorul. Și toți Sfinții, Sfinții Ardeleni, și sfinții care vor fi în împrejur în acele ognițe zeci de, 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 tablouri extraordinare. Deci legătura care a făcut-o această firmă, domnul Virgil Meraru, s-a consultat cu domnul arhitect, cu uh, meșterii populari urmașii lui Stanion din Cimitirul Vesel ca să vină, să zic, aceleași culori să le îmbine, nu cumva să, să fie un chici. Deci totul a fost o consultare specializată. Acest albastru al da. dominant al crucilor din cimitir este reluat de o culoare Da. Și foarte multe modele, chiar partea de sus, dacă se vene unde sunt uh, sfinții, sunt epitafe de pe cruci. Exact. Vedem oameni credincioși, femei credincioase, femei rugându-se. Deci foarte multe epitafe sunt partea de sus din cimitirul Vesel. Avem, uh, să zic... Uh, o bucurie foarte mare că crucea, care are 7 metri jumate înălțime, 680 de kg greutate, a fost executată de către cea mai mare firmă, am putea spune, de la Baia Mare, care așa să el își spune vicepreședinte clopotarul din Europa, care este dorit peste tot și chiar dincolo în Ucraina, mai nou până spre Ușgorod, Muncacevo, Livov, este uh, inox, alamă, cupru, aluminiu, câteva kilograme foițe de aur. Deci, și predomină în culorile din cimitirul Vesel și crucea celtică, partea sus, ceea ce a ales, și mai ales că ea va fi iluminată ilum noaptea. Deci tot exteriorul va fi luminat, cu această ocazie și reflectoarele de sus uh, reflecte și zona aceasta din Cimitirul Vesel și mai ales că avem această cărămidă aparentă ceea ce partea de sus a dusă la comandă din Austria. Orice intemperie care îi deci nu poate să se că avem, să zic așa, dorința interiorul bisericii, unde avem acolo, să zic, un început de mozaic care va fi îmbrăcată în mozaic toată biserica. Și avem o mare bucurie că într-o lună și jumătate vor fi montate ceasurile care sunt locurile, partea de sus, executate în Italia, la Milano. Deci care se vor auzi la câțiva kilometri, ceas mecanic. Și asta va fi, și să spunea cu melodiile care le vom dori noi. Deci asta așa am dorit noi această biserică și mai ales sigla care se vede acoperișul. Una să, să zic să pui sigla aceasta glazurată la comandă. Am fost de două ori în Germania, în Bavaria. Au venit o delegație de acolo specialist, au consultat, au făcut uh, au luat imagini din Cimitirul Vesel, ceea ce am dorit să facă legătura aceasta de culori. Turnul are șapte culori, care are, să zic, și uh, naosul și prunosul Biserica Nava va avea 14 culori, care acum se îmbracă această țiglă glazurată care este și foarte scumpă și avem și garanție și se leagă mai ales la săpânța că noi suntem aici binecuvântați de Dumnezeu, zona aceasta de munte, nu munți înalți, dar frumoși și mai ales că săpânța, să zic, că n-a fost o gură de mină, suntem al doilea pe județ ca și suprafață și de aceea sunt bine culorile, un verde deschis, un verde mai închis, vine albastru și celelalte culori. E un covor, am putea spune, din săpânța, fiindcă în săpânța albastrul acesta predomine dacă îl vedem pe îmbrăcămintea bărbaților deci albastrul care îl vedem și la îmbrăcămintea care se îmbracă tineretul și femeile în săpânța și cred că ar fi important de subliniat aici ați spomenit acum de aceste legături cu mari ateliere din străinătate pe lângă Ceea ce se lucrează aici în România, ne spune și mozaicul de unde este adus. Că este adus chiar de la originile celui mai vestit mozaic european. Am dorit să fiu foarte sincer cu domnul Virgil Moraro și i-am spus de la început. Dorim din toată inima ca aici să fie lucrări de calitate și am fost invitat. De trei ore am fost cu dânsul în Italia, la Veneția. Tot ce se aduce am fost împreună. Practic, în final, așa cum da. a avut -o în vedere proiectul, biserica va fi în întregime îmbrăcată. Da, în acest și partea la geamurile care vor fi, și mai ales că sunt toate, deci, modele din cimitirul vestă, ceea ce venim aici, care îi dă o Sfântul Oprea Miclăuș, este model de pe cruci sau părțile de sus, care le avem parte de sus, această, această lucrare. Dragă ce Părinte Grigore, Luțai, vă mulțumesc din suflet pentru aceste detalii pe care ni le-ați oferit în legătură cu lucrările de la Biserica din Săpânța. Stimați telespectatori, vă adresăm în numele Părintelui Paroh Grigore Luțai, în numele Săpânțanilor, în numele Maramureșenilor, invitația de a păși în Maramureș și de a veni la Săpânța aici pentru a vedea în perioada imediat următoare cum se desăvârșește această lucrare și peste vreo câțiva ani pentru a o vedea în întregul său împlinită și a ne bucura de o nouă emblemă a Maramureșului care dacă nu a fost inițial sau în perioada deceniilor anterioare monument istoric va căpăta prin ceea ce se întâmplă acum, prin lucrările pe care le faceți, prea cu ce părinte paroh, va, că, va căpăta virtuțile unui adevărat monument al spiritualității și culturii românești, culturii populare, așa încât va fi negreșit nu foarte peste multă vreme în Rândul monumentelor istorice renumite ale țării noastre. Vă mulțumim încă o dată pentru prezența în emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru participarea, pentru atenția pe care ne-ați acordat-o și vă așteptăm și la alte ediții ale ciclului Comore ale Ortodoxiei.